Petrolul a rămas fără jucătorii străini. Jeron Lumu și Toto Tamuz nu mai fac parte din lotul petrolist. Mijlocașul Lumu și-a reziliat contractul de joc cu gruparea petrolistă, după ce acesta a confirmat și la Ploiești statutul de băiat rebel. Olandezul a jucat 11 meciuri în tricoul galben-albastru și a marcat de două ori. Tamuz încă nu s-a despărțit cu acte de Petrolul, dar acest lucru se va petrece în perioada următoare. Fotbalistul de culoare nu și-a revenit din punct de vedere fizic, astfel că oficialii clubului vor renunța la jucător. Gruparea ploieșteană va avea ultima apariție pe puncte duminică la orele prânzului pe teren propriu cu CS Balotești. Pentru acest joc, interimarul Mugurel Cornățeanu nu știe dacă îl va putea folosi pe Sebi Ghinga, mijlocașul defensiv fiind incert din cauza unor probleme medicale. În schimb, se poate baza pe revenirile lui Ștefănescu, refăcut, Arnăutu și Kindriș, ambii fiind buni de joc după ce au ispășit etapa de suspendare. Petrolul Balotești va fi ultimul meci al etapei, iar galben-albaștri sunt obligați să câștige. În funcție de rezultatele rundei, Marinescu și coechipierii pot ierna pe un loc promovabil sau în topul clasamentului. Chiar dacă oaspeții sunt la retrogradare, ei sunt neînvinși de 4 etape, iar egalul cu Cluj și succesul cu FC Argeș îi pune în gardă pe ploieșteni. Pentru acest meci, tichetele de intrare încă se găsesc la casa de bilete a stadionului până duminică la ora de start a partidei. În clasament, Petrolul ocupă poziția a patra cu 42 de puncte, iar echipa cu un singur antrenor se află pe locul 18 cu 19 puncte.